Bună, dragii mei! Astăzi vă prezint un desert extrem de fin și de delicios, cu doar 3 ingrediente. Și haideți să vedeți ce ușor se pregătește. Avem nevoie de 250 g de mascarpone, 150 g de nucă de cocos, 50 g de lapte condensat. Am amestecat totul foarte bine. În final am obținut această consistență. Am format biluțe mici, exact așa cum vedeți că am procedat în video. Vă invit și pe canalul meu de YouTube, Ionela's Kitchen, cu cele mai delicioase rețete de prăjituri. Vă mulțumesc! Le-am așezat pe toate pe un tocător, după care le-am tăvălit prin nucă de cocos. Din această cantitate veți obține aproximativ 20 de biluțe, depinde de mărimea lor. Apoi le-am aplatizat un pic deasupra și le puteți umple cu oricare cremă doriți. Eu am folosit Nutella, pe care am pus-o într-un poș și le-am umplut pe toate. Vă asigur că sunt demențiale și vi le recomand cu mare drag și vouă. Să vă fie de folos, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și data viitoare la o nouă inspirație. O zi minunată!